Salut! Noi suntem Cocolix și bine ați venit la Sunt un peșteșor! Obi cu un pește! Obi cu pește se cheamă. Deci un peștișor care trebuie să se ajungă în ocean. Și ia spuneți, câți dintre voi are pește? Asta n-a pește. Câți dintre voi au pește acasă? Și, Cristina, zim ce pești de apă dulce, de acvariu, știți numele. 1, 2, 3 și 2! Ciclide. Da. Neon. Da. Valo Miresei. Da, ale Carasul, dai bun. Carasauri, așa. Gupi. Gupi. Beta. Beta. Și Scalar. Scalar, da. Așa. Sanitar. Da. Uuu, frate, mă descurc destul de bine. Tu mai știi careva? Da. Câți? Sifor. A, eu nu știu. Discuș. A, discuș, da, discuș. Discuși sunt zebre. Super fain. Zebre, da, sunt foarte cute zebrele. Preferatele mele sunt ciclidele. Rechini. A, bine, rechina și aia, mi-tei. Care-s preferatele? Ciclidele super faine. Profesor. E profesor de mate. E mai multe. Deci, el încearcă să ajungă înapoi, în apică. Voi ce pești știți? Zboară spre lumină. Vezi că râi camera. Care a, da? Aici nu știu ce te învață. Bă. Mă învață aici să dau stânga-dreapta. Butoane din spate. Uite aici, curentez. Dar nu știu cum să merg. Las că încercă puțin. Să încerce camerul. Te învață butoanele. Este destul de greu să fii un peștișor. Swim trebuie să te duci în apă. Trebuie să notăm spre lumină. Uite coada. Dai din codiță. Ah, cu codița noți aici. Uite-te. This is... Bă, ăsta este peștișorul care face abdomene cu codiță. Da, zici să mergi spre lumină. Dar care e lumina? Fii aia de acolo. Aia e lumina, da, uite acolo. Până nu până acolo mă apucă ziua de joi. Stai puțin și trebuie să dai în continuu din codiță. Uite că m-am întors și viața, ce viață. Uite, știu cum merg. Uite, eu am crezut că doar așa. Ăsta trebuie să depună foarte mult efort. Muri? Ca să se ducă aici. Muri ce-a întâmplat? Nu. Nu, du-te înapoi în apă. Stai că nu știu să mă întorc. Întoarce-ți fața. Deci încolo trebuie să duci. Așa, bravo. Dar cum înaintezi? Reușești să înaintezi? Stai să mă duc în jos, capul dacă jos. Dacă dau aici pe săgeată, se duce în față. Nu, că numai pe țătătură merge. Gata, să mă duc la light. Așa. Ia uite, ăla de ce m-a luat așa de repede? Bă, da, de acolo! De ce credeți că ăla are așa o viteză? Stai să merg la lumină, nu știu ce se întâmplă acolo la lumină. Lumina aia cred că e omul care ne blinde. Ai, goleu. Așa, nu știu să leg. Dar lui mai mari, sunt peștișor mic și amărât, nu știu să merg. Oh my god, da, handy ăsta arată tot. Peștișorul handy. S-a întâmplat. Oh, bravo, a ajuns. Nici măcar nu ți-a luat 2 ore. Hai să vedem ce s-a întâmplat. M-a prins. De asta ne-am dus în lumină, ca să ne prindă? Da, m-a prins. Stai puțin. Ok, stăm într-un apartament destul de fancy. Tu de pe ăsta întorci capul peștișorului. Ok, și cum merg în față? Du-te în spate, întoarce-l în spate și dă-i stânga-dreapta pe ăsta. Nu, că asta e camera, Felix. Dă-i stânga-dreapta. Nu, n-are legătură cu ba asta. Ba da! Nu! Eu cum fac ca să mă mișc? Dă puțin să arăt. Deci, cu asta te întorci, cu asta te întorci de aici, da? Da. Pe ăsta dă din codiță. A, nu, că asta nu, e camera. Nu, vezi? Am avut dreptate. Vă, îți butoanele astea din spate, apasă pe ele. A, butoanele din spate? Da. Țin apăsat camera, să ne ducem, uite așa. Țin apăsat butoane în spate. Imediat. Hai. Și mișcă doar asta. Felix, e greu să fii un pește. De ce nu ni se mișcă doar omul ăsta? Ți-a apăsat pe amândouă din spate. A, nu. Și acum mergi. Dar nu merge. Ba, da, uite, acum merge peștele, nu vezi? Bă, mie nu mi se pare că merge. Ba da, merge și încearcă să se... Ia, acum tu trebuie să te zbați ca să-ți răzdostornea, nu vezi că da, e cer. Nu știu cum. Ia încearcă tu. Deci ți-a apăsat pe ăla din spate. Da. Și cumva mergi. Uite, vezi, cum am spus eu, cu ăsta de aici dau în continuu, vezi? Păi de-aia nu pot, joacă tu ca să vedem dacă reușești. Mersi. Bă, ce greu e să fii pește! Foarte greu! Eu aveam când eram mică un pește. Păi eu sunt în magazin, unde sunt? Într-un bol dintre ăsta aveam. Dar n-avea capac, ce-i drept. Ajutor! Eu știu, ești la etaj. Ești la magazin, stai, geamă deschis. Uite că vreau să ies, vreau să ies. Deci noi suntem la un fel de pet shop. Da. O zi la pet shop. Așa. Ia, tu. Hai, poți să mergi mai repede oare? Da, uite-te. Dă-mi o plantă? Când a apărut planta aia acolo? Felix, tot în față. Ok, în față. Nu, de tu, spate! În față, mergi. Ia uite-te, peștișor. Ia uite-te, prin viteză! Peștișor! Asta peștișor înseamnă cu tine, tu ești viteză umană.
Mai greu puțin până ce mănânci. Ok, peșteșorul ăsta, dacă nu-i beat, ăsta-i pălincos. Ăsta stă în pălincă. Uite ce capointa. Mă duc? Du-te la ce capointa. Așa greu? Hai, mișcă-te, mai încă puțin. Trebuie să nu-ți controlele din acest joc, sunt de invidiat. Da, într-adevăr, okay. Deci se joacă foarte greu jocul ăsta. Ok, cine a făcut jocul, e clar că o but pălincă și o zis, ba, așa am luat un pește, clar. Sau a fost pește, într-o altă viață. Pune-o că but pălincă. Gnea românească tare. Trebuie să nu cazi, să nu cazi. Stai, nu, ce zubla, nu! Ah. S-a spart. Ajutor, îmi da cineva apă, apă. Dar nu de la robinet. Mititel, plată! Se vede alb negru. Plată! Adio, peștișor. Să nu mă dea la pisică. Să nu mă arunci în toaletă, cred că așa zice. Ok. Dacă mă dă de la ce căpointa. Este. Acum știu ce să fac. Bravo, bravo. Și acum mergi de aici tot în față și drept. Mergem drept. Drept. Mergem drept. Și poate ne oprim și la cumpărătură aici, da. Să luăm și noi ceva. Ah, dar scurge ce căpointa ăsta. Oamenii le place să mănânce pești pe grătar. Așa, bravo. A, pe moale a mers. Este. Oh, aia a fost pus acolo special pentru noi. Da, stai să întorc camera. Unde mergem acum? Afară. Este acolo, se învârtea, uite chestia aia. Cred că acolo. Unde e, se învârte. E ceva acolo, un chips. Și peștii mănâncă chipsuri. Tortilla. Să merg acolo? Chio chips, Lay's. Dacă știu să mă întorc. Așa. Este foarte greu să faci. Întoarce-te. Întoarce-te, peștișorule. Așa, mergi, dă-i din codiță. Așa. Dă-i din codiță. E clar că peștișorul ăsta este... Ceva s-a întâmplat cu el. Ce am petrecut și eu? Bolul ăsta în care stă seamănă cu un fel de ochi. Un ochi mare, transparent. Pentru sfântul, dacă... Care sfânt, că așa se zice? Mergi în orice poziție! Mamă, dar ăștia... Am mai auzit și de alții că au zis... Jocul pare ok, dar controlele sunt pe măsură... Așa. Controlele sunt pe măsură. Deci este aproape imposibil jocul ăsta. Trebuie să fii mega gamer ca să te descurci. Bine, te chinui mult. Eu n-am reușit nici măcar un metru. Așa. Oh, haide acolo la chips. Chips! Vreau chipsul! Mănâncă chipsul! Și pește au drept la chips. Haide, încearcă să mănânci chipsul. Dar nu mă las! Chipsul meu! Haide! Bravo! A fost bun! Mai chips? Mă ajunge? Mă ține? Nu mai vreau mă tur de aici, mai pot să... După aceea nu mai știu și mă tur. Dar du-te pe aici, că poate pe aici e drumul. Nu, era ușa deschisă, vreau să plec pe ocean afară. Ah, serios? Și acum tu încerci să te duci în partea aia? De fapt, ce mai e pe aici? Uite acolo, îți arată cu săgeată. Unde? În sus! În sus mă arată cu săgeată. Bă, da, te arată pe cutie. Nu spune că trebuie să merg pe scară. Nu cred. Nu cred că se poate chiar așa. Stai puțin, cobor și după aceea urci. Ce joc e ăsta? Păi nu cred că ești un pește chiar așa de barosan, totuși zic eu. Să nu se cazi de pe geam. A, stai că eu trebuie să mai cobor. Uite și la ce etaj suntem. O, serios? Dar era acolo ușă. Ah, ai dreptate. Felix, noi trebuie să coborăm de la toate nivelurile astea. În sus. Deci pe scară. Nu, trebuie să duci pe acolo, pe ușă, cred că. Eu era ușă în dreapta. Uite aici, e ceva, luminează acolo, vezi? Fiar, bă, da, uite ușa acolo în spate. Uite, deschisă. Da, de-o ți-am zis. Perfect, haide să dacă mergem acolo. Dacă ține, nu, altă ușă nu-i. Păi da, am văzut un chips, știi? Am văzut chips. Și când vezi un chips, uiți că acolo este o ușă. Încerci să te duci direct la chips. Trebuie să revoți controlele din jocul ăsta. Merită să arunci după cineva. Dă-i față camera să vedem ușa. Să vedem unde e ușa. Okay. Dar dacă la sfârșitul acestui joc ajungem la mare, eu zic că se merită. Să ajung până la mare. Când vine... Vreau să merg la mare. Vreți și voi să mergeți la mare acum de Crăciun? Vreau să merg la mare de Crăciun? Nu fi frighi. Frighi? Păi poate mergem într-o țară cu căldurichi. Nu te duc înapoi. Întoarce-te, peștile. Ai o bucată de carton să-ți ștergi picioarele când intri în casă. Așa-i. Mergi. Deci dacă mă vede o pisică, acum am pus-o. Vai. Mergi! Da, dar eu cred că te-ar ajuta dacă ai vedea o pisică, că ți-ar da așa cu lăbuța și te-ar duce drept. Dacă mă dă înapoi. Mergi peste ăsta, e că poți. Mergi! Felix, după jocul ăsta o să faci o grămadă de mușchi. Mergi. Așa, acum pe ce trebuie să merg? Aoleu. Stați puțin că se îngroașă gluma. Merg în față, asta e viața. Stai, Felix, o să cazi. Asta e viața de pește! Hai bine. Bravo. Checkpointa. Stop. Am luat checkpointa, nu mai contează. Nu mai contează. Băge palma, am luat checkpointa. Este și acum în care parte trebuie să o luăm? Uite aici, cred că. Ce? Că e acolo, te duci la pe jos așa. Nu. Oh, e bine. Era lângă aia roz. Da, pe salteaua aia. Nu mai băt fără apă. Măcar minerală, dar orice, dar dați-mi apă. Apa. Hidratați-vă, cocolișilor. Vine că mă dă de aici. Oh, ce bine că te dă de aici. Uite, așa.
Mă duc unde e? Că oamenii pun saltele pe acoperiș. Special pentru peștișori. Da, deci e clar asta. Este un lucru care se pot întâmpla în viață, dar să vezi un pește cum merge așa pe stradă, încerca să ajungă la ocean. O, micuțu. Știi? L-aș ajuta. Hai să vedem dacă reușesc să caz direct pe aia, roz. Bravissimo! Și acum să mă gândesc pe unde. Ori în, ori în partea, pe rufe. Ai de mine. Ai de mine, pe bune? Da. Că toată lumea pune rufe câte două. Ia uitați, cine ne-a pus să fim un la pet store-ul ăsta, pet shop-ul ăsta, așa de sus, la etajul ăsta? Nu putem să fie la unul la parter? Jocul ăsta ar fi de 5 ori mai fain dacă ar fi controlele mai bune. Da. Deci, foarte mult pentru idee, 2 pentru controle. Dar eu cred că l-au făcut intenționat așa, pentru că e greu să fii peștișor. Da, dar măcar puțin mai ușoare. Măcar puțin. Stânga. Nu! O, măcar am mâncat chipsul. Se merită, bate palma. Unde e oceanul ăsta? Am pățit-o cu burta plină. Unde e oceanul? Uite acolo e oceanul, față. Și trebuie să treci și de mașini acum. Da, trebuie să treci și de mașini. Ok. Dar mare este oceanul. O, bine că suntem de aici totuși. Merge. Mi-ar fi plăcut dacă totuși eram acolo la rufe. Eram mai aproape. Vedem dacă reușește să sară direct. Eu nu mai știu ce se întâmplă, că mă pierd aici. Așa. Okay. La stânga. Ce stânga? Că nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Măcar să merg într-o parte. Așa. Oprește-te și du-te în față. Reușești? Așa. Da. Așa. Și puțin la dreapta. Mă duc în ocean să fac prietena. Peste sorul mititelu. Aici e problemă că nu știu exact cum să mergi. Așa, partea asta. Putem în partea reușești? Asta. Reușești? Da. Chiar controlele de 2. Vezi, eu am să merg pe rufe. Bine, aici... O, canapea. O saltea. Gata, ice. E perfect. Și acum cad aici. Să mă dau. Du-te pe asta. Ai, peștișorule. Ai rămas blocat. Peștișorule! De ce n-ai căzut pe canapea? Ai rămas blocat aici. Ai, și era atât de aproape să te duci pe canapea. Poți să dai respawn cumva? Mergi! Sau ai rămas aici? Am rămas aici. O să mă fierb, o să fie supă de pește. Mergi. Mamă. Împinge-te. Cu ochii, dă-i cu noi. Dă-i. Cunoceam, îmi făceam și-o Insta. Poți să dai să se restarteze? Hold to control, stai puțin. Hold to control, ce hold to control? Deci Felix nu se lasă. Hold to control. Felix încearcă să dea peștișorul. Hai să vezi. Reușești? Dar nu poți, Felix, ăștia nu s-au gândit că tu o să ajungi acolo. Nu s-au gândit, dar e când au pus canapea, nu s-au gândit, nu, canapea trebuie să stea acolo bine. Da, trebuia să o pună mai lipită de perete. Puneți canapea lipită de perete, învățat așa. Dacă aveți pește acasă, puneți canapea lipită, înapoi, acolo nu-i roz! Aoleu, deci, ce logică, poți să sar pe chestia aia, dar direct pe ciment nu poți să sari. Nu poți să dai pe ciment. Nu poți să ar pe ciment, cimentul ăsta. Dar de aici nu poți să duci direct pe rufe, Felix. Ia încearcă de aici. Mă duc acum să văd. S-ar putea să nu fie o idee bună, dar măcar să nu contează, mergem. Sunt pește altceva. Dar să duci direct pe margine, știi? Stai puțin. Zic că nota aici. Dacă n-a dus un pește alcoolic, îi vedeți pe ăsta. Tu pe unde tu duci? Păi pe unde zici? Pe acolo, pe aici. Păi fii explicită, Cristina. Eu am fost, Felix, dar cred că tu te-ai grăbit. Bine, am și maneta mea, nu-i cea mai bună, dar... La stânga. Stai, care stânga, că-s pește? Așa, aia. Uite acolo, dar mai, că s-ar putea să te blocheze în asta. Așa. Direct pe canapea. Oh, ce aproape a fost! Tu ai dreptate, pot pe acolo. Ai văzut? Trebuie puțin noroc. Da, era super, super aproape. Hai să mai încerc. Că de-aia a pus strategic chestia asta aici. Da, eu sunt un pește grăbit. Îmi fac cont de Insta. Un peștișor grăbit. Care se duce și aterizează pe rufe. Așa. A, uite, așa. Vezi? Anumit sunt cablurile astea. Și acum, sar jos. Nu te duc până în față! Unde-ai mers? Acum poți duci înapoi? Ai, poți? Ce? Poți? Un checkpoint. A, un checkpoint-a? Mi s-o spart puțin bolul. Oh my god, nu pot să cred că bolul lui este spart. Crăpat, da. Nu să dau la checkpoint-a? La checkpoint-a măcar. Mă duc. Este checkpoint-a? Se pare că în orașul ăsta sunt mai multe locuri prin care poți să mergi. Du-te la checkpoint-a! Du-te băi la checkpoint-a! Fă-i mușchi! Bă, ăstea-s controlele de Băsescu. Adică controlele de zrupăru din cap până arăți ca el. Așa numesc eu. Ok, și acum în care parte te duci, Felix? În care parte te duci? Păi mă duc să mă plimb.
Ia să vedem. Dă camera să vedem în față. Uite așa. Du-te pe acolo tot în față. Că mi-am pierdut zona acum, că n-ai pus să dau camera. Aia ți-ai pierdut zona? Da, am pierdut, cum ai știut, că mergeam în față drept. Că e foarte greu. A, pe aici mergeai, uite acolo. Aici. Dar nu vrea să se mute ăsta! Dar nu vrea să se întoarcă! Că îl întorc, înțelegi? Atunci du-te pe aici să vedem ce se întâmplă. Nu știu cum să-l duc, că nu vrea să se întoarcă beatul ăsta. Și prin care parte te duci? Deci jocul care te face să-ți mulci părul din cap. Ah, mai joc cu Băsescu. Băsescu s-a jucat câteva jocuri din ăștia și așa s-a întâmplat, eu știu eu. Măcar avem confeti aici. Da. Culorile astea mă bucură sufletul. Așa, metodă. Întoarce pe acolo. Controlele sunt foarte bune. E bun. Și aici mai e o chestie între aia. Întoarce-te, peștișorule. Întoarce-te. Poți să te duci înainte? Nu, trebuie să mă duc pe chestia aia așa, să merg jos. Haide, peștișorule, întoarce-te. Știu că viața e grea de peștean, dar haide. De peștean, baștean. Haide. Parte, așa. Haide, bă, înapoi. Dar nu se putea juca de pe tastatură, Felix. Nu, ți-i cere gamepad-ul, că nu poți apela așa. Dai să vedem în care parte te duci. Păi vreau să mă duc acolo, dar nu pot. Înțelegi? Păi, eu acolo vreau să mă duc. Știu, mă refeream să vedem camera. Uite, te mă duc aici. Dacă eu îți schimb camera, îmi schimb poziția peștelui și mi-e greu. De asta zic eu. Na, întoarce-ți mutrița ta de pește, da. De peștișor. Na, parcă îi explicam la o profesoară cum să umble la calculator, așa era așa aia. Am văzut în diriginta. Nu știu cea care e mouse, nu știu cea care asta, parcă așa era și așa și cu peștele. O, am văzut ceva, o pată roșie, ros. Cineva a încercat să cadă. Da, du-te, măi. Ok. Așa, du-te. Oh, bravo. Du-te. Da, trebuia în partea alaltă. Ce, ha-ha, vrei să joci tu? Nu. Mai Cristina, vreau. Mi-am făcut o freză faină, nu vreau să jucă Băsescu. Așa se întâmplă când joci jocuri din astea. Ia. Așa, hai că bine. Tot pe direcția asta. Și când o să ajungi jos, să cazi direct pe saltea. Nu, unde mergi? Hai că bine, stânga. Și tot în față. Nu, nu te duce! Întoarce-ți mutra! Dar nu se întoarce! Tot înainte! Întoarce-te! Tot înainte, peștișorule! Dar asta e problema, că nu se întoarce, știi? Deci, ăștia zic să le dai și rating. Să apeși F2 ca să le dai rating la joc. Nu, că am contactul lor, că ei mi-au trimis jocul. Și o să le dau... Bă, nebunilor! Îl vedeți pe Băsescu, așa vreți să ajung. Schimbați, bă, controlele dacă mai puneți update-uri. Da, că mi-a zis, să-mi zici cum, dacă ți-a plăcut când faci video, o să zic, bă, m-a săcănit. Nu! Hai! Suflu! Hai, du-te la stânga! Așa. Acum... Și când te gândești că toate astea se întâmplă doar pentru faptul că ai luat-o pe acolo pe neam zis eu. Știu. Acum ce fac? Aici o să rămâi blocat. Nu tu ești pe aici? Ba da, pe acolo, puțin mai în față. Așa mi-ai zis? Da! Ca să ai loc să cazi direct pe saltea, nu aici. Femeile. Hai să vedem dacă poți să duci în partea dreaptă. Da, dacă se întoarce peștele ăsta. Mergi. Altceva ne-ai ducut în viață decât să mergi în apă. Păi ăsta e scopul lui. Vrea să-și ia acasă, uite și tu. Mergi! Cât te face. Să nu te plică, nu cazi pe altceva. Cazi pe saltea, pe saltea. Nu! Bă, dă-mi colo de treabă! Eu nu pot să înțeleg, deci era... Distanța nu era foarte Cristina, mare. Dar n-am spațiul ăsta, ia-ți sub picioare. Distanța nu era foarte mare, de ce a căzut? Felix, te poți duce pe unde te duci? Lasă-mă, taci. Și-a ajuns viața mea. Eu cred că tu vrei să te duci prin zona inițială de acolo? Mă duc pe unde am fost înainte. Lasă-mă să ajung acolo. Bă, dar ce pește drogat! Mergi! Dar fii atent că ceva se întâmplă. El nu ar trebui să o ia așa de țăcănel. Ar trebui să o meargă repede, frumos. Nu știu ce are. Păi da, dar bolul ăsta e greu cu el, știi? Nu, e... E de sticlă grea dintr-aia. Așa. Și trebuie să mai dai cu cotița, cred. Da, dar stai că vreau să ajung cu bine. Așa? E bine. Uite, mai față, că dacă nu iarăși cazi aici. Stai puțin că iar mi s-a întors. Ia ți-am zis, chiar mi s-a întors. Întoarce-te, băi. Jocul care te chelește. Simulator de Băsescu. Asta jocază. Nu mai pot, Cristina, de ce a trebuit să iau pe aici? Unde trebuie să iau de tu? Trebuia să iau pe acolo. Nu, ia o idee bună. Că ajungeam până acum la ocean. Păi ți-am spus că s-ar putea să nu fi fost o idee bună. Eu ți-am zis.
Asta uite, okay. Te iau pe la dreapta și... Nu vreau că mă blochez acolo. A, da, e dreptat. Nu mai te asculte. Uite acolo, uite acolo, direct canapeaua acolo. Știu, dar cum ajung la direct canapeaua? Mergi, peștele! Mergi, peștele! Acum direct la dreapta. Așa, așa. Mai la dreapta, 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 mergi, dreapta, mergi, dreapta! Mergi, 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 mergi! E bine? Iar mi s-o spart! Aoleu! Stai că iarăși rămâi aici la colț. Nu, 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 nu! Bă, dau încule treabă. Eu zic să te duci. N-am pe unde să mă zic ba să mă duc. Ba da, pe aici așa și... Da. Cred. Da, zi-mi pe unde. Și te duci pe unde era ideea să te duci la început. Nu mai am cum să mă duc la început. Unde mă duc de aici la început? A, nu mai ai. Nu mai, că eram acolo sus. Și o luam pe rufele astea de jos. Nu mai am. S-o dus începutul. Păi de pe, te duci pe astea. A, nu poți, nu? Pe cablurile alea. Care cabluri? Pe cablurile alea să te duci. Pe astea. Poți nu, să duci nu, pe nu cablurile. Nu pot să mă urc pe alea. De ce? Că ești un peștișor drăguț. Asta e Băsescu. Jocul lui Băsescu. Băsescu și Bendeac. Una din două. Cheleș, frate. Hai, nu mai pot. Să vedem până la sfârșit dacă reușește Felix. Drumul până la ocean este lung. Măcar să ajungi până la canapeaua aia roșu, sunt mulțumită. Așa. Mergi, mergi, mergi. Bravo, 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 bravo. Întoarce-te. Haide că valurile mării ne cheamă. Tu auzi cum se aude acolo pescărușii? Aia mâncă peștii. Păi dar noi o să stăm în apă. Nu o să ieșim la suprafață. Nu mai știu cum să trec. Nu mai știu ce să... Să vedem până la sfârșitul videoului cât păr mai are Felix. Păr mai am. Dar jocul ăsta primește un uninstall. Până nu până ăștia un update nou. Ai, ce joc. Ați obosit și hold voi? Hold to control tail. Da. Reușești? Da, dar faza este că ce mă deranjează? Că se duce în partea opusă. Da. Asta e greu. Da. Că eu merg, dau așa să merg în partea asta, dar la un moment dat, uite, se întoarce singur da, când se întoarce asta. Din cauza că e bol. Măcar poți să te duci acolo. Uite, acolo nu era ceva roșu, poate aterizai direct pe aia și pe, era moale. Pe farul de la mașină? Da, poate era moale. Găsim ceva pe acolo, vreo rufă, ceva. Așa, deci uite acolo trebuie să merg. Așa, da, pe șorile, relaxați-te. Mergi în partea aia. Vrei prietenă, du-te acolo. Vrei o prieten, ce ești tu? Fată, ce ești tu? Așa, mergi în partea asta. Mergi, mergi, întoarce-te. Întoarce-ți gorița ta. Mamă, nici de grătar nu ești bună cât ești de mic. Nu pe acolo, pe acolo mă blochez. Nu pe acolo. Nu pe acolo, întoarce-te, întoarce-te. Dar nu te mai dui de acolo. Să te duci exact acolo. Așa, întoarce-te, așa. Păi dai cu capul unde vrei să te duci. Nu, du-te în față, Felix, dai cu capul în față. Ce, eu pot să știu care e fața lui? Da, îi dai cu ochii, în partea în care vrei să se ducă. Mai dai în față, așa și acum în dreapta. Du-te cu capul aici. Dar nu vrea să-și doară cu capul acolo, crezi că nu vrea să dau cu capul acolo? Bă, peștișorule, de ce nu vrei? Uite că face tumbe peste cap. Nu te mai distra, aici, hai, du-te cu capul acolo. Să fiu... Vrei să încerci tu? Na, încearcă să te văd. Eu nu știu. Eu știu doar să dau directive. Na, să vedem. Stai. Cum se mișcă peștele? Trebuie să mișe asta, codița, de asta. De ce? Dreapta, stânga. Nu camera. Dacă ți-a apăsat pe la două din spate, scrie tail jos. Ce, frate? Trebuie să apăsat pe... Vezi? Vezi cum dădeam eu? Na, vezi cum e? N-ar fi culmea acum eu să reușesc. Deci norocul începătorului. Hai, frate, deci eu nici măcar nu știu să dau stânga-dreapta. Dar întoarce-te! Vezi? Vezi că nu se întoarce! Întoarce-ți că... Cum mă întorc? Măcar tu reușești să te întorci. Trebuie să dai din coadă în continuu. Hai, întoarce-te, frate! Întoarce-te, fă-i curba! Deci, ăsta e cel mai greu joc ever. Hai, întoarce-te! Măcar Felix se descurca foarte bine până acum. Întoarce-te! Nu reușesc. Vezi? Vezi, ai zis că... E foarte zis, greu. Asta este joc făcut... Este cel mai greu joc ever. Dai să mai încerc puțin să merg acolo. Hai să văd dacă reușești. Tu măcar poți să controlezi cât de cât. Du-te acolo. Deci toată lumea să apese F2 și să le dăm la ăștia un review. Da, să zice, bă, nebunilor, câtă pălinca ați băut când ați făcut jocul. Oh, bravo. Du-te acolo. Când... Nu spre ușa albastră, nu! Bă, măcar mai ați mai aproape. Mi se pare că ești la fel. Nimeni nu te întreabă.
Deci întoarceți mutra, așa în partea aia, mutrița și dă-i... Da, nu, e un peștișor prea isteț. Cristina, vezi ce se întâmplă dacă stai prea mult în soare și fierbe apa? Văd. Te fierb la cap. Te împărăți altă, te du-te, împărăți cealaltă, împărăți cealaltă. Perfect. Nu! Gata, s-a dus tot. Ok, lăsăm pe ăsta să suce în soare, că asta-i merită viața lui. Nu s-a apăsat butonul de cocolai, scrieți comentarii ce vreți voi. Ne vedem data viitoare. Pa! Să tu suci!